Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, mă ajută foarte tare. A fost tascul sărutului și a jurizat Pepe, cântărețul. Așa că... Dar ce a fost interesant înainte a fost, cum zicea Simona Gherghe, tascul usturoiului. Băieții au trebuit să mănânce usturoi și apoi să se pupe cu fetele. Râdeau ele și una striga, nu mânca, nu mânca. Mi se pare că Ioana sau nu mai știu. Nu știu cărora le place usturoiul, Daniel zicea că lui nu-i place. Dar n-ar fi trebuit să-i oblige să mănânce usturoi, pentru că sunt oameni care au intoleranță. Vedeți? Staful face lucruri din astea. Nu poți obliga pe cineva să mănânce ceva sau să bea ceva. A, un test, cum să spun, de task, cum zic ei acum, de cultură generală, de altceva, de dansuri, de... Nu să mănânce sau să bea. Sau rezistență sau din astea. Așa că primii care au renunțat a fost Bogdana, că nu putea să mai țină gâtul sus, el nu s-a plecat deloc. Și așa că a renunțat. Ea prima, el i-a zis, ce ai iubire. A început cu deale ei, apoi a rămas Bogdan cu Andreea și Ana cu Daniel, dar ultimii n-au stat mult, bineînțeles, cine putea suporta, ca înainte cu orele. Și Daniel a pus piciorul jos, că trebuia să șadă și într-un picior. Prima dată am crezut că a câștigat, de fapt toți am crezut că a câștigat Daniel, dar până la urmă, uite unde se mai atent, a văzut că a câștigat Andreea și Bogdan, iar Daniel spunea, păi cum eu cât am stat așa mult nu merit. Și au primit amândoi premii, premiul 1 și premiul 2, premiul 1, premiul 2, o noapte împreună Daniel și un weekend împreună Bogdan. Nu prea mult pentru sacrificiul făcut, cam puțin. Ați văzut ce a făcut Madi, ați văzut, am mai vorbit despre asta, că s-a dus și a vorbit să rămână Luiza în casă, dar era de înțeles că dacă rămâne Luiza în casă, va fi eliminat Marius, era de înțeles, așa după părerea ei, nu? Așa voia ea, că să scape de cuplu, a negat asta, că nu e adevărat, că nu mă interesează. Sergiu, Madi și mama lui Sergiu, toți începeau, că nu mă interesează, cum să nu? Oare pentru ce stă Sergiu cu Madi, dacă nu pentru premiu? Afară, nu s-ar fi uitat veci la una ca ea, veci. Dar ca fiecare are și el o speranță. Fiecare vrea bani, a și spus. Că 40.000 de euro nu sunt chiar așa de aruncat, mai ales pentru ei care nu sunt chiar așa avuți. Deci... Schimbă aceea de discuții a degerat într-o ceartă. Au început să amesteca și Nadia, să amesteca toți. Că chiar și Sergiu s-a enervat, a început să țipe, a țipat și Marius. A și spus Sergiu că sunt aproape toți falși, dar în emisiune când a fost întrebat a zis nu, că a fost nervos. Păi, cum adică? Adică, dacă ești nervos, ce spui? Minți? Adică, dacă ești nervos... Și după aceea, bine, spui niște lucruri, după aceea nu sunt mai valabile, atunci de ce le spui? Nici o scuză n-are. Nu, gata, am fost nervos. Adică când ești nervos, nu știi ce zici? Cum să nu știi ce zici? Știi foarte bine. Sergio a știut ce spune. Chiar am văzut câțiva falși. Și eu am văzut. Dar am văzut că Simona Gherghe a lăsat-o așa cum a căzut, nu mai i-a pus întrebări, a zis că nu vrea, că a fost nervos. Ce era să zică? Ce era să zică? Pentru că atunci la nervi omul spune adevărul, ce altfel n-ar avea curaj. După ce a trecut nervi, a trecut și curajul. Așa că nu a mai spus nimica. Iar când au avut Marius și Ioana aniversarea, nu s-au dus, ei au fost la masaj. Adică n-au fost de la început. N-au fost. Apoi Nadia zicea că a venit pentru Ioana, că o apreciază, dacă ar aprecia-o... Și dacă i-ar păsa cât de cât de ea, n-ar fi trebuit să facă asta. Chiar a fost un lucru foarte, foarte urât că s-a dus să facă pentru Luiza campanie. Foarte urât.
Și nu doar eu am văzut asta, au văzut mai mulți. Ce mi-a plăcut când au făcut repetiția aceea pentru dans, Sergiu parcă avea două picioare stângi, nu știa cum să învârte, chiar și mama lui s-a enervat, i-a zis vreo câteva, până la urmă le-a ieșit. Făceau și coreografie, că punem ursulețul, că ce să facă și fiecare vrea să câștige. Bineînțeles că n-au câștigat. Au câștigat Daria și Adrian. Da. Pepe. Lui Pepe i-a plăcut și dacă i-a plăcut lui Pepe, el a desemnat pe câștigătorii. Și el o să ia într-un clip de-a lui pe Daria și pe Adrian. Dar Daria, ca să participe la un clip să danseze, ar trebui să mai slăbească vreo 20 de kilograme, că așa balenă. Eu am văzut că fetele care dansează cu el sunt toate siluete frumoase, trase prin inel. Și vine Daria care cântărește 100 de kilograme, dar poate să facă, eu știu, ceva special sau să facă o coreografie cu graș, mai aduce 2-3 grase. Pepe știe mai bine, asta e munca lui, nu e munca mea. Eu doar îmi dau cu părerea, așa că să râdem, că tot n-am ce să fac acum că s-a terminat furtuna și a ieșit puțin soarele. După cum vedeți, sunt afară în curte la mine. Nu mai stau în casă, pentru că e frumos. A fost câteva zile furtună. Bine, n-a ținut toată ziua furtuna, dar exact când aveam eu treabă, atunci a plouat. Că la noi nu ține ploaia o zi întreagă, ține câteva ore, se oprește, iar vine, iar acum e senin. A fost senin dimineața, de cald, să știți că e foarte cald, de peste 20 de grade, doar că a plouat. Știți că a fost aniversarea o lună de relație Marius-Ioana. El n-a avut ce să-i dea pentru că știți foarte bine că e pedepsit. O săptămână n-are voie să primească cadouri. El i-a făcut, știți, acele șosete care ați văzut, care n-ați văzut, vă spun eu acum, niște șosete și a scris pe ele. A cusut, de fapt. A cusut părerea lui că e sinceră, că e frumoasă, că iubește. Și eu cred asta, nu știu, mi se pare romantic, cu toate ce a făcut el înainte. După cum am tot spus, toți facem greșeli în tinerețe, toți. E normal că e tânăr, are 28 de ani, dar zic, cu 10 ani în urmă, n-avea aceeași minte. Chestia e că faci niște lucruri și ți se par la vremea aceea că sunt bune. După aceea, după o perioadă, realizezi că nu sunt tocmai bune. Dar atunci, pe moment, video chat-ul sau ce a făcut el, i s-a părut că e o idee bună. A câștigat și bani și dar ei la fel, și a făcut, ea măcar a spus. Deci, dacă acum îi pare rău, dar nu trebuie să ne amestecăm noi. E viața lui. Mama lui am văzut că știa despre ce e vorba. Dacă Ioana l-a iertat, asta e important. Cu ea rămâne, nu rămâne cu noi, cu nișcare dintre noi. Noi doar vorbim, unii mai urât, unii mai frumos, pe mine nu mă interesează, eu nu susțin pe nimeni, v-am spus. Dar fiecare merită o șansă. Cu Ioana se căsătorește, chiar am văzut că, nu că se iubesc tare, dar e un început. Și și-au făcut niște declarații atunci, mi-au plăcut declarațiile. Nu știu, am avut impresia că e sincer, Marius. Așa am avut impresia. După tonul vocii și după față și după privire, cât am văzut din el că nu se vede chiar bine, așa am crezut eu că e sincer. Au avut șampanie, el a pregătit o masă, frumos. Au primit și un video de la mama lui, chiar spunea Marius că Ioana seamănă cu mama lui. Prima dată și eu am crezut că e mama ei, e o femeie foarte frumoasă. Mai mult de 30 de ani nu-i dădeam. Chiar e foarte frumoasă, seamănă puțin cu Ioana. Mi-a plăcut. Deci, în caz că se vor căsători, eu le doresc foarte multe fericire, să știți că o merită. Ce-aș vrea să adaug de task-ul acela cu dansul? Știam că e premiu pentru cine câștigă, Daria și Adrian. Premiu era că să participe la un clip de-a lui Pepe, dar Pepe spunea, după ce a jurizat și a spus că Daria și Adrian sunt câștigători, a spus că o cină romantică, o masă romantică, că e mic dejun, că e în oraș.
De ce s-a schimbat? S-a schimbat ceva? De ieri până azi? Ieri așa am înțeles. Păi, la cața mireasa nu-i nimic sigur să schimbă orice. Dar să știți că mie mi-au plăcut dansurile. Toate. Chiar și a lui Liviu cu Bogdana. N-au fost ei chiar grozavi, dar m-a emoționat. Și o să știți că nu mă emoționez ușor. Chiar din potrivă, sunt mai dură. Dar pe mine chiar m-a emoționat. Mai ales Daniel și Ana. Toți, toți. Și Bianca mi-a plăcut cu Robert. Frumos. Frumos. Au lucrat ceva la... Și costumul, și lumina, și muzica. Muzica era lui Pepe. Pepe acesta mi-a plăcut când i-a zis Simona Gherghe să-i dea un sfat și a zis că nu el, păi dar nu e, după două divorțuri, ce sfat ar putea să dea celor patru care se vor căsători, poate și alții. Și chiar au spus că nu el în cea mai mare măsură să dea sfaturi și nici nu este, pentru că întâi să dai un sfat despre căsnicie, te uiți în ograda ta, după aceea începi să vii cu sfaturi și el știe asta. Dar, apropo de melodiile lui, mie nu-mi place nici el, nici melodiile lui, toate. Bine, versurile sunt altfel, dar melodia aceeași. Mă înșel oare sau doar eu văd asta? Nu știu, mie mi se pare de la prima dată când l-am ascultat, era în Latino Express, acum vreo 20 ceva de ani, că toate sunt la fel. Și într-un film a cântat, într-o telenovelă, am eu impresie că toate melodiile lui sunt la fel. Cam atât am avut pentru azi. Vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, că mă ajută foarte tare. La revedere!